rămas ca în slogan țara tuturor posibilităților. Cel puțin pentru că putem cu toții deopotrivă să visăm la vacanțele de altă dată. Nostalgii din tabere, excursii și distracțiile de odinioară astăzi la emisiune. Bună seara, bun venit la Reporterii Realității. Pe vremea lui Ceaușescu era cea mai mare tabără din țară. A fost distrusă de salmonela în 2007, când la cazane s-a făcut ultima ciorbă. De atunci nu se mai fac decât sarmale pentru nuntași, iar când nu e nuntă, e țarc pentru oi. Când și când cineva își mai amintește de vacanțele de odinioară petrecute la Bucșoaia. Dar poarta taberei e tot cu lacătele puse. Un reportaj de Vali Știrbu și Marian Laciu. Vacanța e pe sfârșit, dar copiii se bucură încă din plin de ultimele ei zile. Mai multe serii de copii au petrecut o vacanță frumoasă, bucurându-se de o îngrijire cu adevărat părintească. De unde se vede că Perinița e jocul prieteniei nu numai celor mari. Undeva în inima Bucovinei, printre copaci umbroși înconjurați de peisaje de vis, vacanța mare a fost ferecată sub trei rânduri de lacăte. De mai bine de 2 ani, la Bucșoaia, în județul Suceava, nepăsarea și sărăcia au închis porțile celei mai mari tabere pentru copii din țară. Profesorul Ion Netea a venit să ne spună povestea ei. Istoria acestei tabere depășește 70 de ani. Străjeriile înființate în mai multe localități bucovinene au avut ca responsabil o personalitate locală, respectiv Teofil Sidorovici, un fiu al satului Bucșoaia. La 2 iulie 1937 vine aici la Bucșoaia regele Carol al II-lea, însoțit de fiul său, marele voivod de Alba Iulia, care în fața a peste 50.000 de localnici și de invitați, iau hotărârea să se construiască această tabără. După 1948, de la reforma învățământului, tabăra trece la Ministerul Educației. Suprafața taberei este de aproape 14 hectare. Cea mai mare parte din terenul care se vede aici în jur a fost proprietatea familiei Sidorovici și o parte a fost teren public. A fost imaș, cum se spune, prin zona noastră. Proprietarul, un nepot de-al familiei Sidorovici, care trăiește astăzi în Germania, s-a pronunțat precum că dacă această locație rămâne pentru folosul, uzul copiilor, nu o va revendica. Am făcut împreună cu profesorul de geografie Ion Netea, care a fost în câteva veri director de tabără, un tur al taberei. Aici este clădirea fostului comandament, unde seara, după ora 10, se întâlneau cadrele didactice, profesori, și puneau la cale acțiunile, activitățile din ziua următoare. Erau mulți profesori atunci pe tabără? Pe tabără se ajungea chiar la suma de 70-80 de cadre didactice, deci un număr destul de însemnat. După ce se fixau detaliile activităților, fiecare mergea la grupa lui de copii, de elevi și pleca în spațiul, orizontul acesta atât de frumos al Bucovinei. În excursii de o zi sau în excursii de 2-3 zile, primind mâncare rece pentru perioada respectivă. Vechea cantină, construită înainte de al doilea război mondial, a fost înlocuită în anii 80 cu una modernă. În această cantină mâncau pe serie peste câteva sute de copii și parcă privesc cu nostalgie spațiul care astăzi este atât de liniștit și puțin sinistru, aș putea spune chiar. În partea
aceea era locul de unde venea mâncarea, copiii așteptau cu nerăbdare. Erau servis la mese, masa era gustoasă, specifică Bucovinei. N-aș vrea să fiu nostalgic, dar parcă înainte de 1989 mâncarea era mai din abundență și mult mai bine pregătită, cred. Profesorul este contrazis de cel care scotea zilnic alimentele din magazie. El o fi mâncat atunci în cantină, eu am 20 de ani în cantină, 3 dintre copii și spun că mâncarea a fost mai bună după 89. Se găseau mai ușor alimentele, aveam gospodăria noastră anexă, unde creșteam porci, vaci, oi, albine. În 90, când am venit, mâncau 1600 de copii la masă. Gândiți-vă că o vacă intra odată. Cum arăta un meniu al zilei? Cuprindea micul dejun, format din lapte, unt, gem, brânzeturi, salamuri, la mează ciorbă, felul doi cu carne în fiecare zi și supliment, iar seara un fel principal cu carne și al doilea, exemplu, pilaf de orez, spun seara, cu salam și al doilea fel ceva dulce. Când s-a făcut ultima ciorbă în cazan? Ultima ciorbă în cazanele care le vedeți în spatele meu s-a făcut în 2007, când tabăra s-a închis. O toxinfecție alimentară a dus atunci la retragerea autorizației de funcționare a cantinei. Astăzi, doar câte o nuntă mai sparge liniștea taberei, iar personalul s-a redus drastic. 80 de oameni locau la această tabără. Cu timpul s-a redus, am ajuns, la un moment dat eram 30, apoi 16, acum am rămas 3 oameni. Administratorul, eu ca magazioner și o femeie îngrijitor care răspunde de cele două blocuri. Fostul director de tabără își amintește și unde erau cazați copiii, în căsuțe și în cele două blocuri. Aceasta este o construcție ceva mai nouă, o capacitate destul de mare, peste 300 de locuri pe serie și bineînțeles că majoritatea copiilor nu doreau să cazeze aici, ci în căsuții, pentru că oferea un spațiu mult mai intim. La clădirea mare, bineînțeles că se respecta ora de stingere, care era cel târziu la 10, dar la căsuții se mai făceau excepții. Dar ca peste tot și aici, afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul, mobilier uzat, saltele și plapume vechi de când era bunica fată. Dar mai grav, 60 de calorifere, tot atâtea baterii și vase de toaletă nu mai sunt bune decât pentru centrele de fier vechi. Degeaba a făcut magazionerul zeci de referate către conducerea din 2008 a Direcției pentru Tineret Suceava, avertizând că centrala și instalația sanitară vor crăpa din cauza gerului. Nimeni nu l-a băgat în seamă. Ca și cum toate acestea n-ar fi de ajuns, localnicii distrug și fură tot ce se mai poate fura. Astăzi, tabăra de la Bucșoaia aparține Ministerului Tineretului și Sportului, zguduit de recentul scandal privind cheltuirea nesăbuită a banului public. Am făcut demersuri către autoritățile naționale, către Ministerul de Resort. Am făcut un studiu chiar pentru reabilitarea acestei tabere. Cum suma necesară redeschiderii taberei ar fi, după spusele directorului, cam 20 de miliarde de lei vechi, o soluție ar fi preluarea taberei de către Consiliul Local al orașului Frasin, de care aparține satul Bucșoaia. Până în prezent, nu mi-a făcut nimeni nici o asemenea propunere. Sigur că dacă ar trece în subordinea Consiliului Local al primăriei Frasin și nu am primit și fondurile necesare pentru întreținerea și dezvoltarea ei, deci am fi în imposibilitatea de a administra-o. Dar de unde aceste fonduri când ministerul nu este în stare nici măcar să plătească celor 3 angajați de la Bucșoaia salariile restante de 7 luni? Anul trecut, singura investiție din tabără a fost acest loc de joacă pentru copii numit pompos, parc de distracții, și care a costat aproape jumătate de miliard de lei vechi. Poate că printre oamenii politici cu funcții înalte care văd acest reportaj, se regăsesc și unii care au trecut în copilăria lor prin Bucșoaia. Lor le amintim că, în cea mai mare tabără din țară, vacanța mare stă ferecată sub 3 rânduri de lacăte, iar vara se duce ca o nălucă. La revedere, tabără dragă!
taberele organizate la mare înainte de 89 aveau obligatoriu un program, o vizită la delfinariu. Aflăm acolo ce animale blânde și inteligente sunt delfinii și toți copiii se bucurau de spectacolul acrobatic. Nimeni nu ne spunea însă că puterea comunistă ordonase adevărate măceluri împotriva delfinilor din Marea Neagră, pe motiv că se hrăneau prea mult cu peștele clasei muncitoare. Comunismul a căzut și odată cu el delfinii au picat și ei în plasa braconierilor capitaliști. Ce s-a schimbat de atunci? Un material de Cătălin Grădinaru și Paul Spiroi. Delfinii sunt considerați de către cercetători specia cea mai apropiată de om în ceea ce privește inteligența. Unii dintre biologi merg chiar mai departe, susținând că aceste mamifere au reușit de-a lungul milioanelor de ani de evoluție să dezvolte un limbaj complex și că ar avea chiar conștiință de sine. Din această perspectivă, ideea că delfinii ar fi frații noștri din mări nu mai pare o exagerare. Cert este că, deși oamenii i-au vânat dintotdeauna ca pe orice alt animal, delfinii l-au tratat pe Homo sapiens cu îngăduință. Ba mai mult, există zeci de relatări conform cărora delfinii i-au salvat pe oameni de la nec sau de atacurile prădătorilor din mare. Cea mai veche astfel de povestire provine tocmai din Grecia antică. Arion, un poet vestit al secolului III înaintea erei noastre, este salvat de la moarte de către un grup de delfini. În zilele noastre, în fiecare an, zeci de oameni susțin că au fost ajutați de delfini să scape de la nec. Spre exemplu, în Caraibe, când vine acum în minte o povestire, trei delfini au notat în cerc, notau un cerc din ce în ce mai aproape, în jurul a doi notători, mamă și copil, care se aflau la o oarecare distanță de barcă și îi împingeau pe aceștia către barcă. Într-un fel, îi forțau prin cercurile pe care le descriau să meargă spre barcă. Au ajuns în barcă, s-au urcat în barca lor și ulterior delfinii descriau cercuri în jurul bărcii, pentru ca la nici 5 minute să vadă puțin mai departe de delfini 4-5 notătoare de rechini deasupra. Era vorba de Marele Alb. Aflat în vârful lanțului trofic, delfinul a fost mii de ani regele pontului Euxin. Până la finele anilor 50 ai secolului trecut, se estimează că mai trăiau în Marea Neagră peste 2 milioane de delfini. Numai că în 1959, regimul comunist al lui Gheorghiu Dej hotărăște că delfinul este dușmanul poporului, pentru că se hrănește cu peștele pe care ar trebui să-l consume clasa muncitoare. Am un articol foarte interesant publicat în 1948 în care un economist făcea dezvolta teoria necesității de a pescui, de a recolta delfinii, nu numai pentru scopuri de valorificare a cărnii și a pielii și a grăsimii, care este foarte bună, sigur, dar și pentru a reduce concurența la nivelul hranei. Astfel începe Marele Masacru. Anual fiind capturați peste, la noi în România, între 30 și 50 de mii de exemplare. Dacă la nivelul anilor 60 populația era estimată totală la undeva la 2 milioane de exemplare în tot bazinul Mării Negre, acum se vorbește despre cifre urcând până la maximum 100-120 de mii de exemplare. Aveam două arme ZB la bord cu 600 de cartușe și când vedeam pâlcul de delfin, trăgeam alături, nu în ei, ca să-i grupăm. Și mama și puiul și tata și toți intrau la așa și după aia când punguia, inelele de jos, cu surmeaua, cu sârma,
se punguia gârgârul și se reducea. După aia, cu un harpon, se arunca și scoteam delfinii. Sacrificați după ce îi lăsau să moară pur și simplu de sufocare? Nu, îi tăiam la gât. Da. Îi tăiau, că eu n-am tăiat niciodată. N-am tăiat, mi-era milă. Declinul declanșat de acest măcel sistematic n-a mai putut fi oprit, chiar dacă din 1963 s-a interzis vânarea delfinilor. În Marea Neagră trăiesc trei specii de delfin. Cea mai mică și cea mai comună specie și cea mai importantă numeric este specia de marsuin. Este o specie foarte vulnerabilă în sistemul de care vă vorbeam, de pescuit, pentru că are dimensiuni mici, forță mică de a interveni și să rupe plasele. Urmează specia intermediară, delfinus delfis, care este delfinul comun, care habitează în general zonele mai spre larg și sigur este urmată de ultima specie, Tursus truncatus sau afalinul. Această specie este cea mai puțin reprezentată. Se pare că sunt câteva mii de exemplare în Marea Neagră din această specie de afalin și se predează foarte bine dresajul. Deși sunt ocrotiți de lege, iar România este semnatara unor convenții internaționale, delfinii care fac imprudența de a trăi în apele teritoriale românești trebuie să fie foarte atenți pe unde înnoată. Cel mai frecvent se neacă înfășurați în plasele pescarilor. După estimările noastre, pescuit la calcan cu seci și ohane, în momentul de față, undeva la 80% din cantitatea care se pescuiește la coasta românească este pescuită la negru. Pentru că braconierii întrebuințează seci de calcan. Astea au o structură diferită, nu? Au ochiul mare și intră delfinul. Da, cu tot. Așa și moare. După să revin, vedeți, acestea sunt deja indicii de foarte clare că a fost capturat în seci de calcan. Cei mai mari braconieri întind sute de kilometri de plase de pescuit calcan, în care mor sufocați sute de delfini. Este vorba de pescarii turci și bulgari, care intră în apele teritoriale românești. Împotriva acestora, poliția de frontieră duce adevărate lupte. 2 la 900 de băuni. Agenda! Deschide foca, plin! Stop, stop! Constanța, Constanța! Odată prinși, acești invadatori primesc cel mult o amendă. Noi doar facem, îi reținem, adunăm probele, iar instanța de judecată hotărăște. Sunt prinși braconieri, se întocmește dosar, în câteva săptămâni sau maxim luni se întâlnesc din nou pe apă și se întâmplă același lucru. Aici sunt în jur de 20, 30, poate chiar de 10. Asta înseamnă circa 2 km și jumătate, 3 km de plasă. Din nefericire, delfinii sunt victime colaterale și ale activităților militare. Sunt o serie de sonare militare de înaltă frecvență care nu le produc niște mici leziuni în melon, acel organ utilizat în orientare. Într-o zi a avut loc o tragere și de obicei trag după mal. Și din întâmplare s-a nimerit un stol de delfini acolo și am pușcat pe unul din ei. Unul a rămas cu cel împușcat. A stat vreo 2-3 zile. Se chinuia să-l ducă în larg. Pentru o protecție reală și eficientă a delfinilor, trebuie bani. Deși nu suntem decât la jumătatea anului, am depășit deja numărul de eșuări de anul trecut, am ajuns la cifra cu numărul 49, la eșuarea cu numărul 49. Nu am mai avut capacitatea să intervenim la 3 noi cazuri, dintre care unul, situat mai departe de locația în care avem noi sediu, respectiv spre grindul Chituc, se pare că era încă în viață în momentul în care ni s-a dat un apel. Adică în momentul de față, dispeceratul apelor române sau poliția de frontieră, în momentul în care primesc un apel,
ne sună pe noi. De multe ori, comportamentul delfinilor care se apropie de țărm le pare turiștilor un dans grațios. Acest delfin este însă în agonie. A fost tăiat de elicea unui schijet. Ca să vorbim numai de ultima încercare disperată de a salva unul dintre exemplarele care, în condițiile în care am fi avut resurse, l-am fi putut salva. N-am avut o mașină la ora respectivă, n-am reușit să contactăm pe nimeni de la delfinariu. Și atunci am spus, ok, îi administrăm ce avem, niște vitamine și niște minerale, am făcut acest lucru, însă au început să apară turiști pe plajă. Toată lumea, văzând delfinul, vrea să se apropie, să pună mâna, să facă fotografii, ceea ce însemna un stres și oricum el era epuizat, însemna un stres foarte mare. Și am luat decizia să-l ducem către larg pentru a avea liniște. L-am dus către larg cu o barcă de salvamar cu rame, de care erau ancorați doi dintre colegii mei, pe piepturile cărora stătea delfinul. Chiar dacă din când în când el pleca de pe ei și mai făcea câte o tură în jurul bărcii, după aceea se reîntorcea pur și simplu să se odihnească pe trupurile lor, practic. După ce au mai stat încă o oră în zonă, pe la 2 după amiaza s-au întors colegii mei, la 3:30 deja primisem din nou un apel că se află un delfin printre turiști pe plaje între cele două foi. Ne-am întors de urgență acolo, de data aceasta fiind după amiaza am reușit să găsim pe cineva de la delfinariu, am reușit să găsim și o mașină de împrumut cu care să-l transportăm. L-am adus în viață acolo, din păcate bazinul de carantină era gol și nu a suportat dura cam 6-7 ore să se mai umple și nu a suportat șocul. Dorința noastră foarte veche, încă de când mă aflam eu la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare, este să creăm, să înființăm la Marea Neagră, litoralul românesc, un centru de salvare al delfinilor sau măcar în cadrul delfinariului o echipă de salvare care să fie ca smurdul, să zboare când primește telefonul. Și prima urgență ar fi? Prima urgență ar fi acumularea datelor într-un mod realist și mergând în teren și luând datele din teren cu toate dispozitivele accesibile tehnologic, din punct de vedere tehnologic la ora asta. Practic, așa cum spuneam și la început, ne trebuie să știm în primul rând defectivele clar ale fiecăreia din specii, din cele trei care trăiesc în Marea Neagră, ne trebuie să știm clar rutele de migrație și ne trebuie să știm clar zonele lor de hrănire, reproducere, odihnă. Știm însă un lucru, că acolo, undeva, departe, în largul Mării Negre, valurile poartă cu ele, chiar acum, discuțiile dintre delfini. Noi nu le putem auzi. Probabil că își strigă unii altora, feriți-vă de oameni. Și nu erau doar taberele și excursiile la delfinariu, mai erau și bâlciurile, întotdeauna altfel, dar tot timpul colorate. Ce bâlci a supraviețuit din comunism, aflați îndată, reporterii Realității vă așteaptă. Marța viitoare și mă duc la marți. Într-un minut stingerea! Acum! Păi mi-am luat și eu două zile și cred că o să mă duc tot la mare. Foarte frumos. Am spus un minut? Permite să raportez, e numărul meu favorit, avem 2000 de minute, să trăiți! Prelungește-ți permisia de vorbit. Ai 2000 de minute cu două numere favorite în rețea, plus 450 de minute și 450 de SMS-uri în rețea, 60 de minute în afara rețelei. Totul cu doar 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Toate locurile prin care au trecut, banii tăi știu unde le este cel mai bine.
De aceea preferă Raiffeisen Bank. Acum sumele nou depuse au până la 11,5% dobândă anuală în primele două luni. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Călătorii, emisiuni culinare, aceasta este meseria mea, iar ținuta impecabilă este obligatorie. După emisiune, găsesc pe uniformă diverse pete, chiar și de fard, dar mă pot ocupa de ele doar acasă. Soluția mea? Ariel Prozim 7, care nu doar curăță, ci și ajută la protejarea rufelor împotriva petelor de tip granulat. Sistemul său de protecție împotriva petelor ajută la netezirea fibrelor, împiedicând chiar și petele de fard să se fixeze în țesătură. Această curățenie impecabilă este apreciată de către spectatorii din întreaga lume, nu doar de familia mea. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor viitoare. Noi creăm automobile, însă nu doar atât. Inventăm mașinile timpului, construim pluguri de zăpadă, creăm opere de artă. Ne inspirăm fanii și fancluburile. De multă vreme am înțeles un lucru esențial. Ce îi faci pe oameni să simtă și ce faci sunt absolut la fel de importante. Și la BMW nu construim doar mașini, creăm bucurie. Mirinda, gust puternic de portocale. Sunt Mihai și cred că succesul în afacere e sigur atunci când te poți baza pe ceilalți. Cu internetul mobil de la Orange ești mai aproape de partenerii tăi de afaceri. Ia-ți abonament pentru internet nelimitat și primești mai mult la același preț, plus 100 de minute Orange pentru abonamentul tău de voce. Iar abonamentul este gratuit 2 luni dacă ți-ai luat un laptop nou în ultimul an. Profită la maxim de laptopul tău! În curând... Surprizele Ice Age 3 în Kinder Joy! Uite, am învățat să-mi vor pizza ca băieții de la pizzerie. Ups, vai, pete de grăsime. Cum le mai scot eu acum? Nicio problemă pentru noul Vanish Oxi Action Intelligence Plus. Hai să facem un test. Iată, detergentul nu e suficient, dar împreună cu formula inteligentă Vanish înlătură chiar și petele de grăsime. Wow, nici urmă de pată. O doză de Vanish la fiecare spălare crește puterea detergentului tău. Să mai iau o pizza? Vanish, ai încredere în roz. Uită de pete. Orarul de iarnă Blue Air este acum la vânzare. Prețuri începând de la 49 de euro cu taxe incluse. Rezervă pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Gata, m-am convins, domn doctor. Fără dumneavoastră, nu știu, zău. Da, cu tine astea trei sunt la promoție? Scump, doamnă, scump! Dincolo era mai ieftin! Da, halatul, doamnă, halatul, cât e halatul? Cât e, doamnă, halatul? Halatul, cât e halatul? Cât e halatul? O nouă super ofertă la Altex. Televizor LCD LG Full HD Tuner DVB-T la numai 1999,9 lei. LG, life's good. Altex, cel mai mic preț din România. Ochi încântători, impact pe măsură. Max Factor prezintă Masterpiece Max. Peria flexibilă oferă cu până la 400% mai mult volum, definindu-și genele fără să le încarce. Gândește-te la dimensiune, gândește-te la frumusețe. Masterpiece Max de la Max Factor. Pentru o privire și mai definită, încearcă noile farturi de ploafă Masterpiece de la Max Factor. Noutate absolută! Noul Vanish Oxi Action Intelligence Plus scoate chiar și petele de grăsime. Hai să vedem! Îl voi testa direct pe o pată foarte dificilă de ulei. Turnăm Vanish peste pată. Formula unică cu agenți activi îndepărtează orice urmă de murdărie. Vedeți? Pata a dispărut. Altă pată dificilă, suc de piersici, să o facem și mai greu de scos. Din nou turnăm Vanish peste pată, iar apoi în apă. Amestecăm puțin și iată, același rezultat, impecabil. Vanish, ai încredere în roz, uite de pete. Papagali, gogoși, tiribombe, mititei, turtă dulce, acrobați, mirosul felurite și public de toate culorile. Încercați-vă norocul, încercați-vă norocul. Astăzi se numesc parcuri de distracții, dar ca și altădată târgurile de plăcere au păstrat farmecul inconfundabil al chiciului. Un reportaj de Camelia Moise și Mihai Buzduga. Muzica.
regrete eterne sau nu vă vom uita niciodată anumite versuri din astea de care se poartă prin cimitir. E cum ziceți că e mai bine așa fac? Mai avem niște modele, dar de marmură. Mai ne aduce și clientul un desen ceva sau ne arată prin cimitir. Vreau să fac una de asta. Doriți? Da, mergem, o executăm la comandă. Să mă țin la minte, că am muncit și eu viața de mai vor alții cât un vers, ceva, regrete, amintiri. Vă vadă vecinii sat să... Mortul când moare, face baie numai în lărbidaștea. Am muncit pe acest pământ pentru cruce și un mormânt, de exemplu. Asta e una. În inimă te plângem, din suflet te dorim și nicăieri pe lume nu te mai găsim. Așa de genul ăsta, ceva lacrimi și iubire din partea familiei. Vreau să fac o poză, să-mi pun la cruce și la mormânt. Așa tăi, da. Să execută. Da, îi spune. Așa? Păi asta-i o fi gata acolo. Ați putea crede că aceste imagini sunt primele cadre dintr-un reportaj despre un loc în care lumea vine să se distreze? Vrei să vezi poza? Cu noi mă ceau, tale, ce să văd eu acolo? Că nu. Fiecare bâlci, asemenea fiecărui om, are o poveste a lui. E adevărat însă că în timp ce poveștile oamenilor ies mai ușor la lumină, poveștile acestor târguri sunt arare ori cunoscute. Și ele, ca și oamenii, au viața lor. Eu fac târguri de astea, fac de 30 de ani lucrez. Mai iese, doamne, ceva. Dacă n-ai ce faci altceva, trebuie să iese. Mai muncim, mai pierdem, mai câștigăm. De 30 de ani, de ziua mea, sunt numai pe un bâlci. Nu am făcut decât în armată, atât am fost, când mi-am făcut și eu ziua de naștere. Dar în rest, de când, cu meseria asta. Dar în rest, zilele de sărbătoare sunt numai pe un bâlci. Pe vremuri puhoi de lume îmbrăcată în hainele ale bune, praf cât cuprinde fum de la mici și gălăgie, zona de robonu, iază zona bazou, femeia cu barbă, femeia șarpe, sârbe, halviță, floricele trase printr-un ceva roz și lipite în formă de bulgăre de zăpadă, turtă dulce, gogoși, gogoși mari, gogoși mici, ochelari și copăi de lemn, sape, lopeți, biscuiți. Frumușă, ce ne place mai mult? Ne place că când vinzi, îți pare bine, că faci de bani. Am 45 de ani și fac această meserie de la vârsta de 16 ani. Începem sezonul înainte de flori, iar îl terminăm la 1 noiembrie, de Sfântul Duminică, 26 octombrie, dar ne întoarcem acasă pe 1 noiembrie. Toată viața noastră am fost prin bâlci, prin târguri, am fost la festivale. Ce mai? Bâlciul e mana cerească de la țară. Îți faci cumpărături, vezi lume nouă, poate te îndrăgostești. O tânără cu potențial de gospodină, nu? Și apoi te și distrezi în lanțurile și mașinuțele alea pe care le-ai văzut numai în filme și la mare. Mă rog, dacă ai apucat să mergi vreodată. Păi numai să stau să mă uit așa când se zbânțuie copiii.
ani lanțurile astea. Sau un băiat, două fată și știe cum s-o dea. Așa stau să de frumosețe și de dreacă, mă uit la ei. Eu din 85, deci din 85 sunt aici, în bârciul ăsta. Mi-e drag și acum, și acum, cred că până închid ochii. Deci nu m-aș îndepărta niciodată. Dacă e vorba, Doamne ferește, să fiu bolnav ceva și dacă nu, bolnav așa să mă aducă până aici. E tinerețea mea, e anii mei, viața mea asta. Eu aici mi-am crescut copiii, deci eu am născut, am stat cât am stat, o lună de zile acasă și restul am mers la bălci. Acum bălciul s-a dat și el în pas cu vremea, pentru că sunetele asurzitoare ale tarafurilor de alămuri în care erau prezentați pitici, cum v-am spus, femeia cu barbă, femeia șarpe sau iluzioniștii, au fost toate înlocuite de volutele manelelor. Mamă, mamă! Toată vara ne distrăm și la iarnă ce mâncă. Of, 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 nevasta mea, n-avem lemne de căldură, nici măcar o mură. Nu ta dracu te-ai făcut. Să vezi ce te las fără fustă de sare. Pe vremuri, primul bălci, adică cel de florii, se așeza pe un câmp de cartofi, care bineînțeles că erau tăiați ca să le facă loc comediilor să se instaleze. Păi când era ploaie, toți fugeau descălțați de la bâlci, râsul lumii era. A fost și frumos, a fost și urât. A venit o furtună, un cer negru, 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 și a venit, s-a lăsat aici pe noi, pe Orbeasca, și așa erau pietrele de mari. Ei, prin anii 80 s-a gândit mai bine Ceaușescu și a dispus întreruperea furnizării energiei electrice la toate bâlciurile. Și de atunci s-a descurcat fiecare cum a putut. Asta e muncă chinuită. Alții vin băuți, alții le place, alții zice, dă-i mai sus și înjură de părinți. Părinții mei, unul din ei sunt morți și suferi și înghiți. Altul zice, bă, mai ținu puțin. Altul zice, dă-i jos că ai de ajuns, că e bine rău copilului. Nu știi pe cine să-l mai mulțumești. Nu știi pe cine să-l mai mulțumești. Ăștia suntem. Acesta e serviciul nostru, al familiei. Soțul a lucrat la tot ce se vede, la călușel, la parașută. El le-a făcut, el le-a lucrat. Dacă vă spun cum poate țâv la copiii mei, așa țâv la fiecare. Luminile astea care le vedeți dumneavoastră, am muncit 4 ani cu copiii mei până le-am reușit să le cumpăr. 4 ani de Spania am muncit ca să cumpăr luminile astea. Și am spus, dacă să-mi strângi ăsta, să-mi strici un bec de ăsta, gândește-te că parcă n-ai dat în cap la copilul meu. Fiecare obiect, fiecare căluț, fiecare mașinuță a fost trasată, a fost tăiată, a fost confecționată, sudată, lipită, vopsită, pictată de noi, de soțul, de noi. Soțul, eu și copiii, deci familia noastră, noi le-am lucrat. Nu știi dacă Vali, Neanel, Neamitică sau Neaion sunt sau nu doborâți de lipsa unei destinații în viață, pentru că deja caruselul, tiribomba sau kartingul sunt mai mult decât niște măgăoaie din fier și lemn pictate și cu un motor în mijloc care să producă doar gălăgie. Ele fac parte din familie, iar viața lor e deja ca un carusel care se învârtește mereu, mereu, mereu. Nici nu bași bine de seamă când ți-a trecut rândul. Aici e dormitorul meu, unde dorm eu cu soțul meu. Aici mi-am crescut copiii. Aici e toată
munca noastră, dragostea noastră, ce să vă spun? Libertatea. E vorba de libertatea de a putea să-ți câștigi banul fără să depinzi de altcineva. Și aici am... Aici e baia, unde ne spălăm, unde ne facem baie, unde ne... Și supraviețuim. Avem o viață așa mai de trubaduri, ca să-i spun așa, că noi suntem trubaduri. Stăm 3-4 zile într-un loc, după aceea plecăm în alt loc și tot așa. Ne mutăm la alte bârciute. Acum e la Plosca, de aici. Pe urmă la Vârtoape, înapoi. Și pe urmă ar fi altul la Frăsinet, pe 8 septembrie. E ușa acasă, stau a treia casă acolo. Atunci, dacă ați venit acolo, cred că... Asta e viața noastră. Sufletul meu, tinerețea mea aici. Ca orice meserie, ca orice lucru care ți-a fost drag, că dacă nu mi-era drag, abandonam. Abandonam dacă nu mi-era drag. Dar mi-e drag. Am început să mă obișnuiesc, chiar dacă mă înjur, chiar dacă mă jinește, zic, n-are nimic. E la bâlci, așa e la bâlci. Ce e la bâlci? Că e bâlci, de-aia se numește bâlci. Adică ceva dezordonat. Așa ați aflat povestea unui bâlci din Teleorman, de lângă Alexandria. Căci fiecare bâlci, asemenea fiecărui om, are o poveste a lui. O viață de om. Adevărat, așa este, o viață de om. Deci nu-mi pare rău că mi-a mâncat tinerețea sau mi-a trecut tinerețea în bâlciuri. Nu-mi pare rău, chiar nu-mi pare rău. Și noi ne-am învățat cu viața asta, dezordonat. De bâlceni. Asta e viața noastră, de bâlceni. E adevărat însă că în timp ce poveștile oamenilor ies mai ușor la lumină, poveștile acestor târguri sunt arareori cunoscute. Și ele, ca și oamenii, au viața lor. Mi-am făcut această fotografie la bâlci, la Orbeasca, pentru să-mi pună la cruce când îi muri. Aminti. Cred că e ani de... deducere, să apropie. Atât în această seară, sunt Ian Alexandru, vă mulțumesc pentru atenție. În câteva momente, o ediție specială cu Mirela Vașadi, Emil Hurezanu și Călin Popescu-Tăricianu. Căutai, nu? Ești drăguț. Ai prietena? Vrei să fiu o prietena ta? Ce ID de mes ai? Al meu e Foxy 85. Putem vorbi tot timpul, chiar și când nu sunt de acasă, că am net mobil. Ia-ți și tu, e mega ieftin abonamentul, e cât un film la mall. Nu vrei să mergem să vedem un film de dragoste? Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate.